bună. Wow. Am luat-o pe drumul ăsta, mai e frumos aici, nu? Ce adevăr e frumos, da? E tare rău drumul, mă. Îmi dor picioarele de la pietrele astea, nu trebuie tot în picioare. Tare rău drumul. Dar așa dacă am de urcat 20, mi-a zis acum ceva că 20 km, nu mi-a zis 15 până 20. Am o zi, nu mai mă iau după nimeni, cât a fi, cât a fi. O să mai ajung, ne ajung la Putna, am luat-o pe scătura asta care v-am spus-o. Pietriș, nu asfaltat, acum sunt la Ocolul Silvic, Silva Bucovina, pepinierea silvică Secriș, UPVI, Putna, Secriș, suprafață de 0,5 hectare. Deci aici sunt acum, dar și ce am văzut aici e ciudat, ca să vedeți o chestie, oarecum, degeaba. Loc pentru fumat, vedeți? Loc pentru fumat. Așa ar trebui să fie, dar din nou vezi, la noi românii se pare nouă lucruri astea. După ce? Uite, loc pentru fumat, loc de odihnă și fumat. Și apropo, că scrie acolo sursă de apă. Mai scrie sursă de apă la o fântână și are și cruci. Și chiar mi-a luat ceva apă de aici și... Mai de aici mai am încă o oră jumătate de traseu. Aici sunt și urși. Bar. Am fost aici la ultimul bar, am povestit cu niște săteni, stau pe aici pe noaptea, pe la vremea asta, vreme de bar și mai departe, da. Mă uit undeva pe ceas să văd așa cam cât mai am, să mă îndrept undeva, cred că ridic drona undeva, să văd cam cât să mă mai duc, nu mai am prea multă baterie și nu știu, dacă n-ajung la mănăstire și nu mă pot încărca de acolo, am pus-o, deci pur și simplu am pus-o. O să aici barurile astea. Dacă nu mai am niciun curent să le mai cer, să le cer curent, că atâta de neoameni pot să-i numesc, atâta de neoameni încât nici nu prea umblă mașini aici. Uite, acum vine o mașină care a urcat mai înainte, acum vreo jumătate de oră a urcat mașina asta și acum văd că coboară în apă, cine știe, cred că e ceva sus, ar putea să ajung până acolo și să văd despre ce e vorba. Da, drumul e foarte, foarte rău, mă dor picioare și cu greutatea în spate. Și vine, intru cu picioarele în ele și tot timpul trebuie să feresc și să mă duc pe partea asta, să o aleg mai mult partea asta, ca să nu fie pe pietriș. Deci oricam mai lent. Înseamnă că ar fi undeva la bine, cu mașina, pot să urci. Da! Asta e șmecheria. Asta e șmecheria. Am luat-o pe drumul ăsta. Dacă luam pe drumul, aveam și 80 de km. Să ajung la Putna. Când ajung de la Putna, apoi, îmi frică că tăpă drumul ăsta vine înapoi. Tare frică că tăpă drumul ăsta vine înapoi. 100%, că tot aici la Moldovița trebuie să vină. Vin până la Moldovița, iar să intru la drumul principal de unde am luat. Am luat la băieții și să încep de acolo traseu, să ziceam. Dar urmă, nici ăla nu. Trebuie să cobor mai jos, trebuie să ajung la Gura Homorului. Asta este 2-3 zile din viața mea ce mă trează. Nu sunt în curs cu contractul meu cu mine, nici cu mine nu sunt. Mai mi-e frică că nu am semnal, dar în momentul de față e 2 ore, nu am semnal. Dacă nu am semnal, trebuie să așa m-ar veni mie cum ar veni. Asta e râul ce m-a rămas. Este singurul râu care l-am văzut de direcția asta de 30 de km. Singurul râu care l-am văzut. Asta e singurul de care duce până la Laș, acolo pe la Mocănița. Da, asta e. M-am oprit aici, dar nu trebuie să mă opream, dar m-am oprit că am văzut că e apă, știi? Am stat să ne iau apă de aici, să nu mai iau de rucă, din urmă am luat asta și era foarte murdar, foarte murdar. Am văzut particule mici din alea mizerabile în apă și... Ai, nu ține la sticul. Nu ține la drum. Eu nici nu mă vin la sticul. Mă văd o cap, să se mai sus. Aici văd undeva la 500 de metri. Dar nici cu aia nu am prea mult timp în vorbă. Trebuie să trec neapărat, să ajung la prima. Mi-a zis unde e o cabană, știi, de o casă abandonată, pundeva pe aici pe drum. Să văd dacă ajung până la ea. Așa e fain. Nu știu câți kilometri până acolo și obosită și am făcut nici
așa, nu am mai mult iar, nu am făcut nopțile. M-am pus și am mâncat ceva astăzi, dar foarte puțin am mâncat. Ce întrebări murdare aveau oamenii ăștia care au ucis. Așa, la așa sunt cei mai buni români, pentru că vă ajutură și pe. Sunt foarte bun la chestii din astea, ei se pricep, ei sunt foarte inteligenți, aici sunt cei mai inteligenți oameni aici în România. Foarte inteligenți, atâta de inteligenți că eu nu înțeleg. Și ce zice, nu înțeleg, că sunt foarte inteligenți, eu fiind prost, înțelegi? Nu-mi prea înțelegi inteligența asta lor, nu prea înțeleg, chiar nu înțeleg, foarte știu de toate, de foarte toate. Tot știu de toate, știu de ce. Ăștia nimic să nu știe absolut nimic. Și m-am uitat la unul, l-am întrebat unde stai. Și trebuie să acolo. Și am zis, da, ești inteligent, n-am văzut. Foarte, foarte, de-aia nici nu găsesc rezonanță cu ei. Nu locul și anumiți oameni, mă refer, nu am treabă cu toți. Anumiți oameni sunt foarte inteligenți încât nu-mi permite mie cultura mea generală să pot să înțeleg. Da, v-am spus, așa îți pățesc eu, când mă bag în seamă, adică ei se bag în seamă cu mine, eu nu caut povești, eu știu că la barul cine poate fi, Beți, Ivan, și mulți Beți, Ivan, de acolo nu ai ce să culegi, m-a prostit vorbim, căcat. Da, să lăsăm asta. Eu mi-am propus de acum încolo, de la ora asta, să mai mă duc încă o jumătate de oră, e 6 deja, 6 și ceva, mai mă duc încă să trec de partea asta, de acolo Silvic, pentru că aici e proprietatea lor, e a lor, ei au făcut-o, îți dai seama, de acasă, de la Apple, banii lor, și nu vreau să am probleme cu ei, dacă m-aș fi pus aici. Pentru că exact cum mi-a zis acum cineva în spate, o altă inteligentă, are și un biet acolo, îți dă în cap om dacă treci pe la el pe pământ. Dar de ce? I-am zis, de ce îmi dă cap? Dar el când lucră pământul ăla, ce face el? Din aer lucră, am zis. Exact așa am spus. Credeți, m-am deșteptat-o când am spus. Eu doar trec până ograda lui și mă duc și mai departe, n-am eu treabă. E când merg până ogradă, ce fac? Că vin cu cai, vin cu... Nu calcă iarba. Ce iarbă? Da. Exact așa am spus, tot aici ați rămas, tot așa cu ideile astea ați rămas. Călcatul pe iarbă și mers în ograde la altă. Nu ați evoluat, am spus, uite, ce loc de odihnă. Și frumat. Alea închisă toată. Nu de ce cabană. Oare ia să mi-a zis ăla? Nu știu, da? Bă, dacă e ceva problemă, hai, e. Bă, mi-a abandonat că mi-a indicat. Că lemnile sunt pregătite. Nu știu. Mă duc, am 40 de minute, mă uit pe ceas, 40 de minute. Dacă nu dau de nimic, ridic drona. Mai am puțină baterie pe drona, atâta pot să o ridic. Cât să văd ce în fața mea. Și dacă e ceva, mă întorc aici, acolo, Silvi. Asta e, băieți, da, ce să vă zic, cam, uitați cum e traseul meu, toată ziua, cât am ieșit din Boldovița, tot așa e traseul meu, uitați, exact așa e, cum îl vedeți, stai că aici e bine, că acum e acolo Silvi, stai să vedeți că mă bag din timp în păduri, exact și partea și stânga, numai copacea, mi-am ajuns ochelari de pe ochi, ca să pot să văd ce e pe, să văd mai bine lucrurile. Și tot așa, uitați, acum ies din partea asta unde nu sunt copaci, capul mă bag pe o linie dreaptă, genul ăsta. Și copaci stânga în dreapta, pentru că vine o mașină. Vine un jeep, deci vine un jeep. Asta înseamnă că undeva o să fie ceva mai sus, că nu cred că vine de la mănăstirea acolo. Da. Deci mai e ceva cascadă mai încolo, sunt multe. Și e jeep, zici că e Dacia, modificat. Da, uitați. Deci, acum începe drumul meu. Uitați și jeepul ce încet mere, foarte, foarte încet mere. E pietros drumul, mă.
Câte mă duc așa la berin, mă duc să văd unde să nu calc. Vin greu, calc pe pietrele astea, simt pietrele în picioare. Deci tot drumul e așa, doar pentru că am ajuns și am să ajung până la mănăstire. Mi-e și frică să mai intru în contact cu oamenii din mănăstire. Am văzut că toți judecă la fel, toți vorbesc la fel, au aceleași vorbe. Deci că vorbesc în morse. Toți au aceleași reguli, da? Să văd. Să caut chiar pe preot, chiar pe preot să caut. Preotul mare, nu vorbesc eu cu călugărițele, călugărițele sunt pentru mine inexistente. Să caut pe preot și să spun care-i treaba, cine sunt și dacă mă lasă să mă încarc telefonul. Aici am avut probleme cu una, un Dumnezeu nu merg. Auzi, mulți am un număr de pază, deja am dat 5 lei pentru curent. Da. No, zice, dă-i așa 5 lei înapoi și încarcă-ți tu telefonul. Dar pe am făcut în toate felurile, în toate felurile am făcut. Am zis. Magazinul exact ca tine și tu ești exact ca magazinul și toate vă conectați. O mizerie de magazin. Uite, ce mai rău. Mai rău drumul, mai rău. Problema să ajung până la prima cabană. Unde va fi? Habar n-am. Bă, ce să vă zic, v-am pupat, ne auzim în alte story, asta a fost story traseu și v-am spus unde sunt, orcolul Silvii, că am spus și denumirea, nu știu că tare ciudată și mă adres în mănătire. Adică am tăiat un drum care, vedeți-mă pe hartă, nu prea vezi pe hartă. Atât am deschis harta și n-am înțeles. Nu înțelegeam drumul. În frică să n-am probleme, că mi-a zis unul, bă, ține stânga. Mi-a spus mai mult. Ține stânga, stânga, să vezi că-ți dă tot felul de drumuri. E tot stânga, ține, să nu mergi dreapta așa. Să ții, bla, bla, bla. Mi-a zis, dacă mergeam pe cealaltă parte, 7-8 km aveam până la mănăstire. Wow. Zic, mă, 20 tot timp. Alea mi-a zis 15. Am stat la barul ăla, am povestit cu femeia, mai caut oameni, discuții, că și cum, dacă am venit degeaba, trebuie să înțeleg locul în care sunt plin oameni, aici, n-ai venit să știi, în Italia când am fost, vedeai locul, mai te trebuia să informați, că vedeai un bar și multe baruri cu plataj, 800, na, da, deja văd cabana și cred că aici rămâne, nici nu mai duc mai mult. Am zis, nu vezi că mâine să trec pe la 6 pe aici? Dacă vii te iau, nu mă lua tata. De atât așa le mințesc pe tăl, ți-am trac în geantă. Că așa e ca să scap de ei, știi? Ca să scap să nu se pune cu vorba, că te duc, că te duc, că te duc. Nu trebuie să mă duci tu. Am venit cu băieții aia, 7 km, cu mașina până mă băga pe drumul la Moldovița, pe drumul Moldovița. Iar de acolo m-am întors iară înapoi. Ca să mă la muzeul lor, mă lăsam mult în față. După aia m-am dus la Mocănița. Atât am umblat în satul acela, comună, de fapt, e comună, am găsit că e oraș, că era destul de mare. Comună. Aici, aici. Asta e România. Și așa a fost România de când eram copil. De când eram copil, uitați așa arăta România. Da. Așa arăta România de când eram copil. Am umblat în Italia, așa ceva n-am văzut. Niciun lemn n-am văzut în Italia, n-am văzut un lemn. Nu. Sau mașini de lemne, niciun. Asta e România. Iată. Frumos, ascunse, aia nu umblă nimeni. Păi de-aia nici nu face cu asfalt aici, știi? Nu face cu asfalt ca să n-aibă mai multe trecere lumea. Aici e zonă din aia, ce zici, băi, nu mă duc că... Aici trebuie să ai cauciucuri bune să iei pe drumul ăsta. Și cât vezi cu ochii, multe. Care am plăcerea să o filmez înainte. Mai trag și pe copaci. Măi, da? Asta 10 ani când mai ridici drona, ciu-ciu mai vezi. Da, asta este, asta este și asta e lumea că vrem. Da, să lăsăm asta. Uite, am ajuns aici la o casă, dar n-am semnal. Asta e problema mică, n-am semnal. Nu mă avantajează cu nimeni niciun aici. Așa, aici. Aici undeva vă niște case. Cineva pe aici, vorbesc cu ei. Da.
aș crede că stă cineva pe aici. Tare pustiu. Foarte pustiu. V-am pupat. Ne auzăm în alte discuții, băieți, în alte povești. Și cam ăsta e drumul pe mănăstire. Adică am tăiat drumul de la Moldovița, am trecut podul și am ținut stânga. Și pe drumul ăla vin, care am spus pe GPS, nu-l înțeleg. Nu-l văd. Dar aici văd că e. Și cum ar veni drum, unde nu umbla Google-ul, aici nu-i loc de acces. Aici numai vin localnici care cunosc. M-am pupat, Doamne ajută, papa, pa, că intru în povești. Și să înțelege altceva. M-am pupat, papa. Pa.